Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din BIMNG. Ei bine, suntem aici înapoi la muncă să ne facem puncte pentru a upgrada mașina și de data asta avem aici niște misiuni de a livra pizza în mai puțin de 3 minute din câte am înțeles. Și challenge-ul ar fi că trebuie să iei pe niște scurtături impuse de joc. Uite cum ar fi asta. Și mașina merge groaznic. Vreau să zic că merge groaznic, groaznic. Și apropo, nu uitați, dacă vă place, apăsați acolo butonul de like. Strângem cât mai multe, stați și eram atenție aici, că nu știam pe unde trebuie să o iau. Dar nu-mi zice la câte trebuie să mă opresc, nu-mi zice câte trebuie să duc, îmi zice doar să merg după checkpoint-urile astea, așa că asta vom face. Îmi pare rău că nu am volanul, dar mă mișc puțin mai greu la misiuni cu volanul. Și în caz de nu știți despre ce misiuni și puncte vorbesc, aveți un clip în descriere în care explic cum va decurge seria de BIMNG pe acest canal de acum încolo. Așa. Facem misiuni pentru a strânge puncte. Avem un punct până acum pe care cred că era să-l consum pe un live stream, să închiriem o rulotă, dar până la urmă știu că n-am mai făcut chestia asta. Și ei bine, cu punctele acelea putem să ne upgradăm failed. You didn't stop for the... Păi stai mă frate, așa mă, că nici nu-ți dai seama care-i de la, care-i de la. Hai să o facem din nou. Și la două puncte, ei bine, putem upgrada ceva pe mașină, cum ar fi motorul sau transmisia sau orice dorim noi, dar o singură chestie. Mai multe detalii aveți în clipul în care stop. A, uite, zice, la următorul checkpoint trebuie să ne oprim aici. Așa, deci trebuie să ne scrie aia mare acolo. Sper că episodul ăsta să facem mai multe misiuni, să strângem ceva bănuți și când intrăm cu mașina noastră să putem să upgradăm măcar două chestii deodată. I-aș upgrada motorul și transmisia ca să fie ca lumea, sau dacă nu motorul și să-i punem stage pe ea. Intake din acela ce o fi acolo. Haide tati, dă-i. Nu știu dacă trebuie să mă opresc la asta. Nu a zis acolo. N-a zis nimic să mă opresc. Dar am văzut că anunță pe acolo, pe ecran. Când e. Ia să vedem nou. Când ne scrie, ăsta pare că e cu oprire. Nu pare că e cu oprire, nu? Uite, la asta zice să ne oprim aici. Și aia înseamnă că putem să mergem. Da, mi-a luat puțin nas să mă opresc acolo. Deci trebuie să evităm orașul pentru că momentan este un protest în oraș și de asta mă pune să iau rutele astea așa pe la periferie, să zic. Mamă, pe unde mă pui, tată, să merg? Mergem cu mașina pe scări, fii atent. Să livrăm pizza. De-ar fi așa și livratorii ăștia la noi, dar problema e că pizza azi vine deja crustă făcută, întărită maxim. Fuu, deci îmi zicea 3 minute și am rezolvat-o într-un minut 50. Deci asta înseamnă că mai avem un punct acolo adăugat și mai avem noi foarte multe misiuni. Am mai luat un job aici, zice să livrăm tank-ul ăsta tocmai pe cealaltă parte. Măi, dar mi se pare că au lucrat la grafică la toate hărțile sau ceva. Înainte nu se vedea pe aici chiar așa. Opa, ce se întâmplă cu mașina? Hai să cuplăm aici remorca. cam brutal puțin. Dar este ok. Ah, deci putem să apăsăm L și merge să scoatem ăla. O să ne ieșcăm așa first person. Da, o să schimba ceva pe aici. Parcă se vede totul altfel. E puțin mai realist. Nu am jucat pe harta asta, cred. Sau cred că am jucat, doar nu știu. Mi se pare puțin mai realist. Culorile mă refer cum sunt redate. Înainte erau așa, șterse. Acum e destul de... Nu-i nici prea viu, dar nici prea șters. E perfect chiar. Nu știu, arată excepțional jocul. Hai să vedem. Deci până acum avem două puncte. Putem să upgradăm un motor sau motor. Lăsați în secțiunea de comentarii acestui clip ce doriți să upgradăm pentru... Cred că episodul următor va veni cu mașina. O să o ducem la mecanic. Și, repet, mașina o vom lua stoc pentru că data trecută am tunat-o, am modificat-o direct, maxim, și nu mai e fun. Adică nu te chinui pentru nimic, pur și simplu. Da, e acolo.
Și e destul de... E destul de aiurea. Te avem aici un stop, dar nu cred că are cine să vină, nu? Nu. Așa, mă. Hai că ne-am încadrat frumos. Relativ. Deci lăsați acolo în secțiunea de comentarii ce parte doriți să o upgradăm cu acele două puncte. Ca o mică idee, mașina vine stoc cu motor de 1.8 benzină și putem să-l urcăm la 2000 benzină sau putem să-i punem intake de stage 3. Nu știu ce ar trebui să însemne chestia asta, dar putem să o trecem pe stage 3. Doar că dacă facem chestia asta și nu upgradăm blocul motor, mi se pare că se sparge. Deci ar trebui, cred că, blocul motor prima oară ca să putem să începem să facem upgrade-uri. Băi, de când e harta asta așa, eu nu știam așa. Uite cât de realist pare tot. Petice pe asfalt, cum urcă, pădure, frumos, wow. Păcat că jocul ăsta nu are multiplayer. Deci dacă avea multiplayer, era cel mai genial joc cu mașini. Nu mă refer la genul de Forza, ci realiste, să faci, nu știu, simulatoare, chestii, lovești pe acolo, simulări, pardon, simulatoare. Deci nu pot să nu mă gândesc cât de bine arată jocul ăsta. Și știu cum arăta înainte, că mă joc de foarte mult timp. Și arăta chiar urât. Bă, ce bine ne-am încadrat acolo, deși cred că am luat niște cringe. Așa. Frumos, ia uite și drum pe acolo, cât de mare e harta asta. Pe bune, cât de mare e harta asta. Câte chestii ai să vezi, alea. Și interiorul, parcă nu arăta așa. Pielea asta e mai lucioasă. Ori mi se pare mie, cine știe, n-am mai intrat de mult în joc. Observați și voi cum este. Se vede remorca direct în oglindă și nu prea văd de ce. E ca și cum bate asta de pe mijloc. Nu vezi nimic în ea, vezi doar ăla. Așa, cât avem? Avem 70, abia 70. Merge să luăm aici bine. Wow, nu știam de părțile astea, frate! Mamă, cât de șmecheră e făcută harta asta, fii atent! Și acum am ajuns în oraș. Băi, cât de tare e harta asta! S-ar putea să ne mutăm pe asta cu asta noastră de roleplay. Fii atent, ai și pe aici corturi. Ia, te poți să iei pe aici așa și cred că ajungi și pe acolo. Ba, nu e gard, dar poți să intri pe acolo. Ți-ai lăsat mașină. Ar merge să avem și o casă. Să putem să ne cumpărăm cu puncte o casă. Dar nu știu câte puncte ar trebui să valoreze o casă din orașul ăsta. Cum ar fi să avem o casă unde să ne lăsăm mașină. O să venim în episodul următor să verificăm zonele pe aici și stabilim noi niște prețuri la case. Uite pe acolo, pe lângă Peco, ar fi destul de tare. Sau și pe aici, prin susul cartierului, știu. După astea, mi se pare că e o zonă unde ai case mișto cu parcare. Sau nu, astea erau aici sus. Știu că am început odată un clip. Și era, ia uite, și pe aici ai parcări și poți să-ți lași mașina, ia uite. O duci pe acolo. Cât de tare arată totul. Probabil au lucrat la iluminare ceva, pentru că de asta îmi dă mie senzație că se vede totul diferit. La shader, mai bine zis. Și presupun că eu trebuie să o iau tot în față, da. Și putem să facem urmăriri de poliție, putem să facem jaf la bancă. Nu v-am zis încă, dar merge să facem un scenariu cu jaf la bancă, care este deja în joc, noi doar trebuie să-i dăm play. Dar după cum am zis, nu putem să luăm joburile astea. Să sperăm că iau bine. Nu putem să luăm joburile astea. De exemplu, cum am făcut atunci când am livrat pizza și după să fiu direct polițai și să opresc criminali și să oprim mașini și chestii. Pentru că nu se leagă prea frumos. Bă, sigur am luat-o bine, nu știu ce, am o vagă impresie că am luat-o greșit. Cred că trebuia să fac undeva dreapta și m-am dus, mamaie, m-am dus de tot, că numai checkpoint nu mai văd pe aici. M-am dus, nu știu unde, dar îmi place mult mapa, așa că nu regret nimic. Pe mapa asta ne-am jucat cu buggy-ul ăla, gata, mamă, nici nu mi-am dat seama că e aceeași hartă. Wow. Pe mapa asta m-am jucat cu buggy-ul acela, de la au băgat ei noul update.
Ori e foarte mult de mers până la checkpoint-ul ăla, ori am luat-o pe altă cale, nu știu cum să zic. Dar uite, putem să facem asta și putem să facem și chestia asta și putem să vedem unde e checkpoint-ul ăla. Pentru că am vagă impresie că da, cred că ăsta e checkpoint. Sper să nu fie ăsta un checkpoint. Ba da, uite, uite un checkpoint. trebuia să fac dreapta și am luat-o pe pod, mă înțelegi? Și da, frumos. Gata, am reușit aici, a trebuit să fac toată misiunea din nou, dar nu e nicio problemă. Și ne băgăm noi frumos pe... Opa, nu e prea bine. Nu m-am încadrat foarte bine acolo. Și mai avem un checkpoint și o terminăm și pe asta și înseamnă că avem două puncte și cred că mai găsesc eu o misiune micuță să o mai facem. Checkpoint. Cred că trebuie să o pun? Ah, nu trebuie să o pun nicăieri. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Avem foarte multe, deci am făcut-o pe asta. Cred că astea de sus sunt noi. Cred că cele mai vechi sunt astea. Slalom trial. Fii atent, ești nebun, alea de la începutul jocului. Nu le-am făcut niciodată. Dar de ce nu? Hai să încercăm, pentru că sunt curios. Chiar nu am făcut niciodată astea de la început. Cred că acum o lună am făcut primul pe care... De fapt, nu, primul challenge pe care eu l-am făcut a fost unul cu poliția. Înainte să-l filmez pe acela de l-am pus pe canal cu mașina mare de am coborât-o de pe munte. Wow, și aparent poți să faci de-astea pe aici? Dar n-ai timp neapărat. Bine, ai și timp. Și cred că mă descurc groaznic. O tracțiune față, dai că merge. Și atât e asta și ne dă un punct pe misiunea asta. Ar fi banal, dar un punct e un punct. N-a fost cea mai bună idee. Și ne-a dat un punct pe chestia asta, fiți atenți că am făcut un job în 41 de secunde. Și cred că mai avem noi ceva pe aici, am văzut destul de interesant, doar că nu mai știu unde. Uite asta. Zice hard parking și zice că este very hard, adică foarte, foarte greu. Hai să vedem cât de greu poate fi. Deci în total clipul acesta am făcut 3 punctulețe, ne mai trebuie unul și putem zice, ai 10 secunde să completezi, deci nu trebuie să lovim mașina și avem 10 secunde să parcăm mașina acolo sau... Pă bune? Prima parcare, bun! Hai să... Da, dacă vin direct și apăs... Ok, deci mă duce mai așa, deci trebuie să vin mai în spate, gata. Hai că o oprindem noi până la urmă, trebuie să o facem. Deci să vin ceva de genul ăsta. Hei, prea mult. Haide, din nou. Da, dacă o parcheze invers. Cred că ar trebui să pun mai târziu frână, pentru că o pun prea devreme. Ia. I-am rupt tot în ea. Deci nu cred că pot să fac misiunea asta, adică cred că trebuie să exersez puțin. Băi, a mers. Mai mult sau mai puțin am făcut-o. A scris aici succes, ne-a dat un punct. Asta înseamnă că avem 4 puncte. Episodul acesta, deci avem 5 în total pentru a ne upgrada mașina. Episodul următor... Pentru episodul următor, mai bine zis, vă aștept să-mi ziceți ce putem upgrada. Avem două chestii. Una ar trebui să fie blocul motor, neapărat și după ceva ce doriți voi. Get down. Supercar rally. Avem o grămadă de misiuni de făcut pe aici, pe care le putem face. Ia uite, drag race putem să facem. Și o grămadă de alte chestii. O să vedem ce mai facem episoadele următoare. Episodul următor o să vină, ia uite, must test, classic emergency lane, change test, made to showcase vehicle handling. Uite cât de tare e. Chestii, bank car delivery. Mișto. Noi ne vedem episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine. Nu uitați, lăsați în secțiunea de comentarii ce vreți să upgradăm, dacă vreți să trecem motorul de la 1 la 2, dacă vreți să punem evacuare, dacă
ce doriți voi, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare, pa, pam!